Ce faci tu, nu te duci la școală? Ba da, am pregătire astăzi. Când? După amiază. Ce faci acolo? Ce sunt astăzi? Mă uitam pe niște poze, uite. Tu cu tata când erați tineri. Uite și pe Lili, mamă. Ce tot îmi pomenește Lili în ultimul timp? Ce faci? Pui ceva la cale? Mama, nu pot să-mi interzic să scriu. Nu pot să-ți interzic nimic. Și de altfel, în ultima vreme nici nu prea mă asculți. Hai, spune-mi, îmi ascunzi ceva? Nu, mamă, nu-ți ascund nimic. Ce să-ți ascund? Îți jur că nu-ți ascund nimic. Da? Da. Păi, să dea Dumnezeu să fie așa și să nu mă minți, da? Da. Am plecat. N-am înțeles exact motivul vizitei dumneavoastră. Am venit să te văd, să te întreb cum a fost în Delta. Foarte, foarte frumos a fost, mulțumesc. N-ai mai trecut pe la noi. Amalia îți face necazul. Răutățile ei nu mă mai ating. Vrei să par mai tare decât ești. Traiul sub același acoperiș cu ea nu-i tocmai plăcut, hai recunoaște. Nu v-ați gândit să vindeți înainte să vă strângeți de gât? Iată motivul real al vizitei. Și ăsta. Hai de cap. Iartă-mă, iartă-mă. Stați. Ce? Nu e o idee bună? Eu cumpăr casa, Amalia se mută de aici și apoi ți-o dăruiesc ție. Casa tatălui tău, în întregime, a ta. Știi ce să faceți toate astea? Pentru că sunt un om de cuvânt. Am promis că am să te ajut și am să fac, chiar dacă nu vrei tu. Te mai gândești? Petreceri, prieteni, liniște. Ah, la revedere, iartă-mă pentru... Îți vreau binele, Alexandra. La revedere. La revedere. Ce tu scrie aici, că nu prea înțeleg mare lucru? Nu te privește pe tine. Hai, ridică-te. Hai, treabă. Sunt contracte vechi. Clienți existau, dar... au dispărut pur și simplu și nu știu de ce. Dacă nu sunt clienți, nu sunt bani. Deci n-am cum să plătesc oameni. Barlam te-a trimis aici să-ți dea bătaie de cap? Nu ce credeai că m-a trimis aici ca să mă amenajeze? Ce vrei? Mă gândeam să te zic. Potolește-te. Domnul Mihai! Haideți să lămurim treabă, că e zarbă, nu glumă. Își vor salariu, ce să le zic? Hai să vedem. Am muncit atâtea ore fără niciun bani. Orele plătite. Să numeleze situația, mă. Vii, noapte, tot zile, mă, să treacă, mă. Drum, avem responsabilități. Trebuie să vedeți care e situația. Familie, avem copii de copii. Noul director o să vă vorbească. Este băiatul domnului Varlam. Și ce dacă? Eu am trei copii, n-am să dau de mâncare. Unde-s banii noștri? Varlam arătă eșcherea plină și să plătească. Așa. Faceți puțină liniște, vă rog. Am nevoie de câteva zile, săptămâni probabil. Dați-mi puțin timp și o să se rezolve problema. Nu trebuia să punem un șef cu caz la gură. Nu mai avem timp să așteptăm. O să vindem această șandra. Să rămâi director la Rimica. Vine camion și luăm bani. Hai, gata, vă duci de oameni. Liniște! V-am rugat să-mi dați puțin timp. O să vorbesc cu domnul Varlam, o să iau un împrumut, văd eu ce fac.
O să se rezolve. Băi, stați măi un pic, stați un pic, oameni buni. Voi puneți botul la vrăjeala lui băiatul ăsta. Păi până acum n-a rezolvat nimic. O să rezolv, pă, dracu. Ia uitați-vă, în prima zi și-a târât gagica după el. Ce, Mihăiță? Da, tată. Păi de ce te jelești tu? Cum adică să-ți dau eu bani de salarii? Păi tu cât am mai directorul, nu te descurci? A, așa înțelegi tu economia de piață, da, da. Te descurci sau îți dai demisia? Că dacă era ușor, îl puneam pe Nițu. Sau pe Stella, că tasu a fost șofer. Păi ce să mai discutăm? Gândește-te și tu dacă e bine, dacă... Da, da. Așa. Așa, bravo. Dar știi că Sonia s-a dus cu el. Unde, la garaj? La garaj. Și că vrea să fie asistenta lui. Păi de-aia ori fi nebunii șoferii, că au văzut-o pe fită. Grigoare, te rog. Cu ziarul l-am puțit. Ce noutăți ai? De la ziar am aflat doar că pozele au fost trimise prin mail de un anonim, sursa e necunoscută. Dar pozele nu păreau trucate, așa că le-au publicat. Că așa au vrut ei? Da. Nemernice. Ai încercat să-l cumperi? E imposibil, nu pot să-l cumperi, că e al tău. Păi da, de data trecută, când cu Nicol. Am pus avocații să-l cumpere, ți-aparține. Bă, Cornele, ziarul e al meu? E al tău. Păi ăștia stâmpiți publică poze de scandal cu mine, mă? Păi da, eu știu ce să... Ce, uite, ziarul meu. Îi dai pe toți afară. Îi dai pe toți afară și pui la cătul pe ziar. Stai puțin, Grigore, nu te pripi. Extraordinar. Ascultă-mă puțin, un ziar, mai ales un ziar de scandal, e bun. E foarte bun în bătălia care te aștept. Cornele, o să poți ziarul meu să publice poze cu mine pe closet, ca așa vorim, mă? Dă-i dracu ce-au publicat, dar... Îi dai pe toți afară! Dai concurs și angajezi alții! Bine, am înțeles. Acum mă duc să anunț. Nenorociții dracului! Ia uite-te! Acum anunț concurs. Grigorești, vreau să te rog, poate mai vorbești tu, Mihai, mai împins de la spate. Sony s-a pus pata să se mărite. Am plecat, am înțeles. Extraordinar. Alo, Mihai! Mă bucur că m-ai sunat. Am găsit actul. Care act? Certificatul. Auzi, crezi că e bine ce facem? Normal că e bine. Da. Eu merg la școală, am pregătire. Iartă-mă un pic. Hai că vine cineva. Vorbim mai pe seară. Vin să te iau, da? Da. Alo. Alo, nu te aud. Alo? Mihai, alo? Nu mai e bun, ești telefonul ăsta. Și cum merge școala? Bine. Bine? Ți-a revenit din șoc? Ce șoc? Păi da, dacă eram aviator, te ceream de nevastă în avion și nu aveai nicio scăpare, nu aveai cum să sar. Și se înțeleg că acum am o scăpare? Nu mai ai nicio șansă pentru că ai spus da. Ah. Bine, acum îți dai seama că n-aveam cum să spun nu de față cu prietenii tăi. Da, îmi dau seama. E un efort considerabil. Trebuie să mulțumim, da. Să salvăm aparențele, dar mergem să mâncăm cu mama, nu? Au! Blondă, ia stai așa. Te întreb ceva. Eu nu sunt blondă și nici nu te cunosc. Pe Nicola, ai văzut-o? S-a întors de la facultate? Nu știu. Și nici nu mă interesează. Stai mai și un pic, numai unde fuge așa? Stai să te întreb ceva. Ce fac
faci, mă? Vorbești cu servitoarele? Ți s-a făcut de un viol? De ce nu răspunzi, dragă, la telefon? Ești importantă? Dar poate nu am chef să vorbesc cu tine. Asta nu ți-a trecut prin cap? Bă, la asta nu m-am gândit. Nicol. Hai, mă, că știu cum o cheamă. Auzi, mă, Max, o spun direct. Să nu te bagi în viața mea mai mult decât îți permit. Dar ce ești, dragă, așa prost dispusă în dimineața asta? Nici nu știu ce urmărești, ce vrei. Poate ar trebui să ne mai vedem. Nu știi cine sunt? Nu mai mă cunoști? Uite-te, eu sunt. Cum ai uitat așa repede? N-ai aflat de la tăticuțul tău că mi-a întemeiat un dosar frumos acolo? Cetează cu pietrele astea. În dosarul ăla nu scrie că am avut să fac niște treburi pentru tine? Mă lași cu șantajul ăsta? Ce? Ce o să-i spui? Că am urcat în brațele tale de bună voie sau ce? I-a pus-o prinț? Pe mine o să mă bată, dar pe tine... Oare ce o să-mi fac? Să mă omoare ca pe baboi? Hai că mă enervezi, pleacă. O să te caut când stai o să am un chef. Stai un pic. Vreau să-ți fac un cadou dacă tot te-am enervat. Uite, pentru tine, un buchet de flori. Nu le vrei? Și dă-mi voie să-ți mai spun ceva. Ai înțeles foarte greșit. Am să te caut când am eu chef, nu când ai tu chef, da? Asta să bagi bine la cap. Vorbești serios? Da, ține minte treaba asta.